Bună seara, dragii mei! Ne bucurăm să fim din nou la Lumea în Obiectiv într-o seară de vineri, că doar vinerea se ține. După 20 puțin, dar nu-i nicio problemă, pentru că Adriana Belu Forer e aproape de inimile noastre și alături de voi în această seară. Poate că vă aduceți aminte, cei care ascultați Radio Glas România, prin 2015 făceam împreună emisiuni la început de vară, așa, mai spre campionatul european, campionatul mondial și toate astea, fotbal internațional, ce să mai. Și făceam programe de seară, dar și o emisiune Dragostea pe sens unic. Dragi prieteni, în această seară mergem acolo lângă Vâlcea la Adriana și o să o cunoaștem îndeaproape, pentru că pentru mulți dintre voi este necunoscută. Acolo unde și e stațiune, Călimănești Căciulata, ne va spune poate și cum e acolo, cum se face treabă și cum puteți să intrați în posesia tratamentelor dacă sunteți persoane cu dizabilități, toate astea și multe alte lucruri frumoase. Le putem afla de acolo, de unde e chiar o zonă frumoasă, de la Călimănești Căciulata. Îți spun bună seara și bine ai venit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, Adriana. Da, cândva ai fost gazdă. Bună seara. Te rog. Bună seara și mă bucur că am revenit după foarte mult timp pe un post de radio ca să ne cunoaștem și să împărtășim împreună informații și cât mai multe lucruri utile pentru noi persoanele cu handicap. Da, mă bucur și eu că ai revenit oarecum după o lungă perioadă de tăcere. Mă gândesc că s-au întâmplat multe lucruri frumoase în viața ta în ultimii 3 ani și un pic. Și dacă ne poți spune puțin despre tine, cine este Adriana Forer, Belu? Că când spun Forer înseamnă numele de domnișoară, când spunem Belu înseamnă numele de doamnă. Ne poți spune mai multe despre tine, despre dizabilitate, despre cine ești, cine este Adriana? Da, numele meu este Adriana Belu, între noi, profesoare. Am 32 de ani, sunt persoană cu dizabilități, mai exact cu dizabilitate locomotorie. În perioada 2007-2010 am studiat facultatea de psihologie. Am urmat o perioadă de voluntariat în cadrul de GSPC. Apoi am fost voluntar pentru UNICEF și multe alte proiecte de strategie națională. În prezent sunt căsătorită și frecventez cursurile unei școli post-liceale de agroturism montan. Foarte frumos! Felicitări! Mulțumesc! Hei, uite că ai un CV bogat! Deci nu sunt cu oricare de vorbă, ca să spunem așa. Uite, s-au întâmplat multe lucruri de când tu făceai emisiuni pentru Radio Glas România. Acum emisiunile noastre, dragi prieteni, nu numai pe pagina Radio Glas România sau Mircea Cosel, vă rog să le găsiți. Veți găsi și pe pagina Radio Prompt Online, dar această emisiune va fi difuzată și la Radio Prompt Online de către domnul Alin Constantin Fofiu și mulțumim pentru pe această cale. Bun. Aș vrea să știu de la Adriana, e întrebarea tuturor persoanelor cu dizabilități, ce s-a întâmplat de 3 decembrie acolo la voi? Ce eveniment a avut? Cel mai mare eveniment care îl știm cu toți a fost un târg de joburi. Ai fost pe acolo, ai studiat problema, poate așa să te interesezi ca să vezi dacă îți găsești ceva de lucru? Din păcate nu am ajuns pentru că am avut un bilet la stăciune și în momentan sunt la tratament. Dar da, am înțeles că interesul nu a fost atât de dezvoltat în lumea asta pe toată dizabilitatea în ceea ce privește un job, pentru că acum fiecare știi cum e. Sunt foarte mulți care își doresc să muncească și aspiră către ceva, dar sunt și foarte mulți care își doresc să rămână acolo, la nivelul ăla de plafonare. Am înțeles. Din câte am înțeles, foarte mult interes nu a fost din partea persoanelor cu dizabilități
pe ceea ce înseamnă judecământul. Ok. Spune-mi cum se intră la tratament. Uite, dacă tot mi-ai ridicat mingea la fileu, te pot întreba cum poate obține o persoană cu dizabilitate să vină la voi acolo și ce tratamente se fac, așa. Ne poți da câteva repere pentru cei care doresc. În prima fază trebuie să meargă să depună o cerere la casa de pensii din județul de care aparține. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie de buletin, o copie de pe certificatul de handicap sau de pe cuponul de invaliditate pentru cei care au și pensie de invaliditate. Va merge, va depune acolo un bilet de tratament și va opta pentru minim 3 stagiuni într-o anumită perioadă. Dacă li se va aproba biletul, va merge la medicul de familie și își va lua o trimitere cu care va merge mai departe să-și zice biletul, iar mai apoi va merge în stațiunea către care au fost repartizat. Aici totul se face pe procedură pe bază de biletul de tratament în regim hotelier. Adică vor fi cazați la unul din hotelurile pentru care au optat. În urma cazării vor merge la medicul de specialitate unde vor și se vor da anumite proceduri. În stațiunea când e Mănești Căciulata, fiind o stațiune balneară, sunt băi termale, mai exact băi cu sulf. Gimnastică recuperatorie, mai exact kinetoterapie, fizioterapie, masaj și toată partea asta de recuperare, tot ce include recuperare medicală. Foarte frumos. Deci cine e interesat să meargă la Căciulata Călimănești, e binevenit. Sunt hoteluri Da, destule. noi aici la Căciulata beneficiem și de niște izvoare foarte bune, care sunt și apă foarte benefice pentru organism. Nu știu să vă dau detalii despre fiecare izvor în parte. Dar, din câte am înțeles, sunt izvoare pentru alergie, pentru ochi, pentru stomac. Nu știu exact să vă spun toate tipurile de Am izvoare, dar înțeles. ce Cine știu. dorește poate să intre pe internet și își găsesc Da, toate obțin informațiile. cât mai multe informații, sigur. Spune-mi, te rog, despre accesibilizare. Cât de accesibilizată e zona în care tu locuiești? Spre surprinderea mea, în momentul în care eu am venit pentru prima dată în stațiunea Călimănești Căciulata, am fost plăcut surprinsă să constat că în oraș există o accesibilizare cât de cât adaptată pentru noi, adică pentru noi persoane cu dizabilități. Adică sunt rampe la fiecare trecere de pietoni. Sunt pentru nevăzători, mai nou au pus un fel de plafon din ăsta galben, ușor de vizualizat și de delimitat de trecerile de pieton. Una pe alta, eu sunt mulțumită de felul în care a fost accesibilizat orașul în care Bun, locuiesc. dar instituțiile în sine sunt accesibilizate, de exemplu, pentru nevăzători, locomotori sau deficienți de auz? Acum depinde la ce te referi. Accesibilizat ca atare, pentru că, uite, mă refer, de exemplu, în instituții sunt, uite, rampele bine puse la punct, toaletele pentru locomotori sunt accesibile, uite, sunt câteva instituții, poate în afară, sunt hoteluri, sunt, eu știu, primărie, poliție, etc. și alte locuri, restaurante, în care tu poți să mergi, că ai nevoie, dacă ele sunt accesibilizate. Pentru un nevăzător trebuie să fie ori în brai, ori să fie cineva care să-l ghideze, să-i spună tot pe unde trebuie să meargă. Din păcate, nu am văzut partea asta de accesibilizare. În schimb, pentru persoane cu deficiențe locomotorii, da, sunt rampe la majoritatea restaurantelor din zonă, în hotelurile unde
face recuperare, da, există la fiecare hotel o rampă de accesibilitate, lift, studii și... Dar toaletele sunt? Toaletele? Că e o problemă. Lucrul ăsta trebuie să fie accesibilizat. Omul are și astfel de nevoi. Ca orice om normal, trebuie să meargă și acolo. Este toaletă pentru persoanele cu dizabilități? În fiecare hotel se află cel puțin o cameră adaptată pentru persoane cu dizabilități. Adică cu acea toaletă specială, cu întrerupătoarele la nivelul persoanei Am înțeles. Sau regulant. Adică deci hotelurile sunt accesibilizate pentru tipurile astea de... Pe parte locomotorie. Da. Pe parte vizuală și auditivă nu pot da informații pentru am că, înțeles. Din păcate, da. Nu am văzut. Bun. Atunci mă gândesc că și restaurantele ar trebui să fie accesibilizate într-un fel, nu? Că oamenii da. mai servește și câte ceva mâncare, că doar nu stă doar cu burta goală. Absolut. Bun. E clar, Călimăneșul este o zonă care merită vizitată. Asta ne recomandă Adriana, dragi prieteni, și eu vă recomand că chiar mi-a plăcut zona și m-aș mai duce odată, sincer. A treia oară aș trece eu pe listă. Vreau să vorbim puțin despre cum e plaja de locuri de muncă? Ar fi deschis dacă vine o persoană cu dizabilitate și ar găsi un loc de muncă? Da, să știi că în zonă, în special nevăzătorii, au prioritate pentru a ocupa un loc de muncă. Adică, soțul meu este persoană cu dizabilități vizuale, este nevăzător și lucrează în cadrul hotelului Trend, ca și masior. Și foarte. Cunosc foarte mulți nevăzători care lucrează ca și masiori la absolut toate hotelurile de aici în zonă. Mai cunosc și câteva persoane care tot așa sunt asistenți generaliști sau asistenți de TKP cu minore probleme locomotorii care într-adevăr lucrează cu contract de muncă pe perioade determinate sau nedeterminate de bine de societate cum alege să încheie contractul și da, sunt acceptați și integrați pe piața locurilor de muncă. Deci este o zonă bună și pentru persoane cu dizabilități să se angajeze. Asta este un lucru îmbucurător, pentru că iată că se face totuși și ceva în România, în zona Vâlcii, nu e chiar atâta sărăcie ca să zici că doamne, uite, persoana cu dizabilitate chiar nu are șanse, pentru că cei mai mulți se plâng că n-au șansă. Uite, pentru că există șansă la muncă, înseamnă că există și o șansă de a renunța la pensia de invaliditate pentru a munci, nu? Ce zici de asta? Da, dar țin să anunț, pentru că, din păcate, mulți dintre noi, persoane cu dizabilități, suntem greșit informați în ceea ce privește contractul de muncă și pensia de invaliditate. Dragilor, persoana cu handicap care are contract de muncă activ, sau inactiv, dar odată ce are încheiat un contract de muncă cu o societate, acea persoană sub nicio formă nu are cum să obțină pensie de invaliditate și nu are pensie de invaliditate. În general, nevăzătorii care lucrează de gradul 1 și 2, ei și au salariile, nu se pretează la pensie de invalidate. Singurele persoane care se pretează la lucrul ăsta sunt doar câțiva dintre ei care au ieșit după băncile școlii sau chiar din cauza că nu și-au găsit și nu au găsit, au căutat în zadar un an, doi, trei și și-au făcut această pensie de invaliditate. Ei, acum s-au schimbat legile, dacă înainte plăteai lucrul ăsta, acum este obligatoriu să ai efectiv acea zi de muncă într-un contract de muncă care să fi lucrat. Altfel, nu poți să obții așa ușor această pensie de invaliditate. Iar e clar că la 1 și 2 este incapacitatea de muncă și la gradul 3 este parțială, asta înseamnă undeva 4 ore de muncă. Da, e clară treaba. Hai să vorbim puțin și despre proiectele tale. Dacă ai proiecte, îți dorești să faci ceva concret, după ce ne-ai spus la început că faci o pod liceal
Care este visul tău? Care este dorința ta de a pune în practică? Visele mele au fost și încă sunt multe, numai că, din păcate, nici vitalitatea nu îmi oferă posibilitatea de a putea dezvolta atât de mult. Însă am ales să fac această școală de pozițială pentru a mai ieși din rutina zilnică, pentru a cunoaște oameni și a putea socializa. La un moment dat, îmi doream foarte tare să lucrez într-un centru de plasament, ca și psiholog. Din păcate, societatea pune amprenta greșit uneori către noi persoane cu dizabilități și cum să ne catalogheze ca fiind inapti din punct de vedere intelectual dacă avem o problemă fizică. M-am lovit și eu de această problemă, doar pentru faptul că avem o dizabilitate care estetic nu dădea bine și nu a contat faptul că am anumite cunoștințe în domeniu. Am suferit la început, apoi am înțeles că nu toată lumea este obligată să mă înțeleagă și să mă accepte și poate că nu sunt suficient de pregătit ca să poată să lucreze în preajma unei asemenea persoane și am ales să merg mai departe. Îmi doresc în continuare să pot lucra în domeniul psihologiei, însă ce va fi viitor vom vedea. Nu știu ce să spun în prezent. Îmi urmez cursurile acestei pozițiale și vom vedea pe viitor ceva mai. Foarte, foarte frumos. Te știu că nu te-ai lăsat, faci proiecte europene, te descurci și la lucrurile astea, te descurci să faci multe lucruri. Ți-ai depășit oarecum limitele, pentru că chiar așa i-am pus numele emisiunii, limite depășite. Pentru că, pentru cine nu știe, soțul tău vede destul de slăbuț și tu ești oarecum mâna lui dreaptă. Sau ochii lui, ca să spunem așa. Ghidul lui spre în orizont. Da. Și văzându-te la lucru în toată splendoarea, n-aș putea spune că ai o dizabilitate, ci cred că ai multiple abilități care nici poate o fată care pare validă nu le poate face. Și poate că sunt lucruri care par limitate, dar sunt altele lucruri, poate sunt limitate pentru cei valizi, pe care tu le poți face. Și asta e de felicitat pentru ambiția ta, pentru lupta ta și asta înseamnă foarte mult. Mulțumesc de apreciere. Eu am încercat să privesc viața dincolo de dizabilitate și am înțeles mai târziu că faptul că ai o dizabilitate nu te împiedică să poți să te atingi anumite scopuri, să poți pune în practică anumite dorințe și să poți atinge anumite obiective fără a te gândi că ești o problemă pe jumătate inutilă. Știi ce o să te întrebe cei mai mulți dintre prietenii mei la momentul de față? Dar cum pot supraviețui două persoane cu dizabilitate împreună? O, dar e foarte ușor că ne compensăm. Adică ce lipsește mie are el și ce lipsește lui am eu. Și împreună facem un întreg. Da, da, am înțeles eu ideea, dar pentru mulți e jocană, că uite cum poate ea care merge mai greuț sau se descurcă mai greu în mișcări, cum reușește să le facă pe toate și, na, mai ales că o persoană care nu vede depinde oarecum de celălalt care vede. Oricum, mai mult se descurcă relativ, adică venele pe care le cunoaște foarte bine și stăpânește foarte bine, nu am necesit ajutor. Spre exemplu, poate să meargă ajutat de bastonul acelor pentru nevăzători la serviciu, sunt întoarcă de la serviciu. Poate face piatra cu acel baston, adică aici încă limănești, încă sulata, în zona, până vâltea, în general, îl cunoaște foarte bine și oamenii au început să-l cunoască.
îl ajută. Sunt foarte mulți oameni care îi oferă la magazin dacă îl rog să se ducă să cumpere o pâine sau eu am nevoie în casă. Doamnele îl cunosc și îl ajută de regulă. El s-a adaptat foarte ușor. Foarte. Dar eu, ce nu pot face fizic, mă ajută el, singur. Foarte frumos că vă completați și asta e un lucru minunat. Și uite că se poate trăi și două persoane cu dizabilitate. Absolut. Păi, pentru că unii poate li se pare ciudat și li se pare aiurea. Spune-mi, ce îți lipsește în România să poți duce o viață normală? Poate că există și lucruri care ar trebui completate. Din punctul meu de vedere, România lipsește pentru ca o persoană cu handicap să poată să adapteze mentalitate. O mentalitate liberă, o mentalitate educată și deschisă spre acceptare. Asta cred eu că lipsește României. Bun, îi lipsește, cred că, mai mult de atâta. Dacă vorbim despre ceva practic, dacă ai putea să schimbi legi, ce ai schimbat? Pentru că sunt foarte convins că ai dori să schimbi ceva, să practic să faci concret ceva care să ajute persoana cu dizabilitate, să fie în favoarea ei. Să se oferă cât mai multă accesibilizare către toate orașele din țara asta. Acces la cât mai multă informație pentru persoane cu dizabilitate. Locuri în facultăți, pentru că, din păcate, eu mi-am plătit locul în facultate, nu am avut un loc gratuit în facultatea în care am terminat, la universitatea la care am terminat. Deci îmi doresc chestia asta ca persoană cu handicap să poată fi integrată în toate sferele societății. Dar știi ce ți-ar spune o altă persoană cu dizabilitate care nu ar fi de acord cu ideea care tu ai propus-o? Ar spune, păi atunci tu vrei egalitate. Vrei locul special, dar totuși vrei să fie egal cu ceilalți. Cum se poate bate cap în cap cele două idei? Păi, da, vrem egalitate în ceea ce privește educația și ocuparea unui loc de muncă, e adevărat, numai că știm și noi foarte bine că la fiecare universitate, pentru anumite categorii de oameni, se găsesc locuri disponibile gratuit. Da, știu, dar eu o să spun, pe de ce? Mai bine dai examen și îți obții locul fără acest ajutor. Am întâlnit persoane care au ripostat la ideea asta și noi fost singura care am pus problema asta și alții au reușit să riposta, zice, păi da, bine, bine, dar noi vrem egalitate, dar totuși nu vrem, pentru că alegem niște lucruri. Bun, ai și un grup acolo, diferiți, dar egali, nu? Te ocupi de el? În ultimul timp am predat ștafeta colegilor mei, pentru că nu am mai avut nici timp și am preferat. Bun, hai să ne gândim la cuvântul, la fraza asta, diferiți dar egal. La ce te gândești? La primele cuvinte, primele idei, la ce se referă, la ce te-ai gândit tu? Că doar de la tine a plecat toată treaba asta. În momentul în care am ales să dau nume, am fost un grup, m-am gândit cum aș fi eu privită și cum aș prefera să fiu tratată de cei din jurul meu. Și sunt convinsă că mulți dintre oamenii în jurul căruia mă aflu mă privesc diferit. Acum, cuvântul diferit poate avea două înțelesuri. Diferit ca om special sau diferit ca un om inutil. Uh-huh. Iar când m-am gândit la egal, mi-am dorit și în continuare îmi doresc, la fel cum ai spus și tu, să avem totuși șanse egale cu ceilalți. Uh-huh. Adică chiar dacă suntem diferiți prin handicapul pe care îl avem, suntem egali ca și educație, să fim egali ca și educație, suntem egali ca și dorință de a trăi, pentru că
și noi, ca și oamenii fără niciun fel de handicap, consideră că nu au niciun fel de handicap, ne dorim să avem aceleași șanse spre dezvoltare, spre a putea să ne întâlnim o familie. E adevărat că în ceea ce ne privește e mult mai dificil. Nu e foarte simplu să ajungi și să accepti și să cunoști suficient de bine o persoană încât să decizi că acea persoană va trebui să stea alături toată viața. Da, vezi, e un lucru frumos pe care îl faci, felicitări pentru toată treaba asta pe care tu o faci și implicarea care ai avut-o și vis-a-vis de radio și de Adrian și de Adrian și Adriana, no, sunt un cuplu și e frumos că duc o viață frumoasă împreună, un exemplu pentru multe cupluri care sunt la început să ducă viața cât mai frumos și să se ajute așa cum se ajută ei și dacă sunt cu dizabilități, indiferent dacă mai ales că sunt cu dizabilități cele două persoane, ar trebui să se ajute reciproc și atunci vor reuși. Nu e nimic imposibil, imposibil e în momentul în care spui nu pot sau nu vreau, poate că atunci. De aceea Adriana nu s-a lăsat niciodată. Și a oarecum s-a bătut și cu ea, dar și cu cei din fața ei pentru a-și atinge țintele pe care și le-a pus. Asta e un lucru frumos, Adriana. Ce să zic, mulțumesc că ai acceptat ca în această seară să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre ce înseamnă viața ta din România trăită aici ca persoană cu dizabilitate și mă gândesc că vei gândi lucruri care te frământă pe tine foarte, foarte mult să vii să le dezbatem când ești gata, puse cu toate gândurile cap la cap ca să poți să ne dai cele mai bune vești. Nu? Mulțumesc și eu de invitație. Mulțumesc, Mărnicea. Cu siguranță poate o să mai revin pe post. Cu siguranță că ai lucruri multe de spus. Sper eu să fie și utile și beneficie persoanelor ca noi. Vă așteptăm pe amândoi, să știi, amândoi să veniți să ne povestiți puțin despre lucrurile care voi le-ați gândit și vi le doriți poate de la societate, vi le doriți de la cei care ne conduc, cei care pot să facă o schimbare pentru noi și pentru binele persoanelor cu dizabilități. De aceea, cu siguranță. Gândiți-vă la ideile care le aveți depus pe foaie și noi le vom aduce aici în fața telespectatorilor și ascultătorilor Radio Prompt Online, Radio Glas România, Mircea Conservator-Sin, Lumea în Obiectiv, toate persoanele care urmăresc aceste pagini cu siguranță și cei după YouTube, pentru că această emisiune va ajunge și pe YouTube, dragi prieteni, și puteți să o vizualizați acolo. Dacă ați pierdut-o acum, nicio problemă, e acolo pe... Dacă vă place această emisiune, de asemenea, puteți să dați o distribuire și să o dați și celorlalți să o urmărească și să fie de folos tuturor. De aceea, Adriana, te mai așteptăm și vă așteptăm să fiți Adrian și Adriana data viitoare cu ideile voastre care le-ați adunat și să le punem aici pe tapet în 2019. Un gând pentru persoanele cu dizabilități, dacă ai. Un gând pentru 2019, eu știu, poate că te-ai gândit să le urezi oamenilor care te ascultă sau te urmăresc. Ne doresc să aibă un nou lanț și urmează bine. Uite, sănătate, în primul rând, pentru că eu consider că dacă ai sănătate, le poți să bun pe toate. Să fie fericit și să nu renunțe niciodată la dorința de a asura cât mai puțin diferent de handicapul pe care l-am. Mulțumesc foarte mult și îți doresc multă sănătate, așa cum le-ai dorit, ascultătorilor. O să ai un an nou fericit și să te bucuri de toate visele din inimă să devină realitate în viața mulțumesc voastră. Mulțumesc și Mircea și mulțumesc tuturor ascultătorilor care au fost alături de noi. Seara frumoasă, dragi prieteni, rămâneți
cu lumea în obiectiv și fiți obiectivi într-o lume subiectivă.